apărut lumea întreagă și pământul. Din nimic tu l-ai făcut, orice lucru cât de mic ție-ți este cunoscut. Doar tu poți vedea sfârșitul încă de la început. Toată slava e a Lui, toată gloria e a Domnului. E plin de putere, plin de înțelepciune, El e o minune pentru noi. Toată slava este a Lui. Pe drum când am căzut, Doamne, Tu m-ai ridicat. Când am păcătuit, Tu îndată m-ai iertat. Atunci când eu plângeam, lacrimile Tu le-ai șters. Atunci când eu râdeam, laude Tu ai cules. Toată slava e a Lui, toată gloria e a Domnului. E plin de putere, plin de înțelepciune, El e o minune pentru noi. Toată slava e a Lui, toată gloria e a Domnului. E plin de putere, plin de înțelepciune, El e o minune pentru noi. Haideți să cântăm astăzi, că e minunea noastră. Ești minunea mea, ești minunea mea, ești minunea mea, Iisus. Ești minunea mea, ești minunea mea, ești minunea mea, Iisus. Ești minunea mea, ești minunea mea, ești minunea mea, Iisus. Ești minunea mea, ești minunea mea, ești minunea mea, Iisus. Ești minunea mea, ești minunea mea, ești minunea mea, Iisus. Numai Tu. Ești minunea mea, ești minunea mea, ești minunea mea, Iisus. Toată slava e a Lui, toată gloria e a Domnului. E plin de putere, plin de înțelepciune, El e o minune pentru noi. Toată slava e a Lui, toată gloria e a Domnului. E plin de putere, plin de înțelepciune, El e o minune pentru noi. Toată slava e a Ta, toată slava, toată cinstea, Iisus. De iubirea Ta, Doamne, am fost cucerit. Bunătatea Ta îmi face astăzi fericit. Vocea Ta îmi dă zi și noapte siguranță. Cu Tine nu mă tem să înfrunt ce vine-n viață. Toată slava e a Lui, toată gloria e a Domnului. E plin de putere, plin de înțelepciune, El e o minune pentru noi. Hai să ridicăm mâine spre să-i cântăm.
E plin de putere, plin de înțelepciune, El e o minune pentru noi. Avem un Dumnezeu pe care nu l-a putut ține moartea, un Dumnezeu victorios, un Dumnezeu ce-a înviat! E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. Doar El poate-a îndreptăți voița dat ca jertfă vrăjmașul întâi. Iisus Hristos și veci va domni, Iisus Hristos vrăjmașul aprânt. Iisus Hristos și veci va domni, Iisus Hristos e nemuritor. Oh, 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 al meu salvator, e triumfător. Salvator, e triumfător, e nemuritor. Oh, 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 al meu salvator, e triumfător. Ai câștigat, definitiv, ești în glorie întronat. 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 Mântul e gol, El a învins, Hristos este viu, El a învins. Mormântul e gol, El a învins, Hristos este viu. A crede ceva? Mormântul e gol, El a învins, Hristos este viu, El a învins. Mormântul e gol, El a învins, Hristos este viu, El a învins. E nemuritor, oh, 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 al meu salvator, e triumfător. Salvator, e triumfător, e nemuritor, oh, 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 al meu salvator.
tot e triumfător. Strigați bucurie toți locuitorii pământului. El a biruit, el a biruit. Mormântul e gol, vrăjmașul e înfrânt. Iisus Hristos a biruit pentru mine și pentru tine. Mântul e gol, El a învins. Hristos este viu, El l-a învins. Mormântul e gol, El l-a învins. Hristos este viu, El l-a învins. Mormântul e gol, El l-a învins. Hristos este viu, El l-a învins. Mormântul e gol, El l-a învins. Hristos e nemuritor, E nemuritor. Oh, 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 al meu salvator, e triumfător. E nemuritor. Dumnezeu biruitor, amin? Avem un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu care este vrednic să primească toată slava, toată cinstea, toată lauda în vecii vecilor. Cel ce ține cerul și pământul în mâna Lui, ajutorul nostru în orice nevoi. Cel ce ne păzește, iată, nu va dormita, El are gânduri bune spre zidirea ta. Cel ce ține cerul și pământul în mâna Lui, ajutorul nostru în orice nevoi. Cel ce ne păzește, iată, nu va dormita, El are gânduri bune spre zidirea ta. Vrednic de laudă e Mântuitorul, Cel ce ne păzește neîncetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, vrednic de laudă e al meu, al meu împărat. Domnul e păstorul tău, El nu te va lăsa, de orice rău te va păzi, rămâi pe calea sa. De acum și până în veci pe pământ voi mai fi, cu un foc în inimă pe Iisus îl voi slăvi. Domnul e păstorul tău, El nu te va lăsa, de orice rău te va păzi, rămâi pe calea sa. De acum și până în veci pe pământ cât voi mai fi, cu un foc în inimă pe Iisus îl voi slăvi. Vrednic de laudă e Mântuitorul, Cel ce ne păzește neîncetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, vrednic de laudă e al meu, al meu împărat. Vrednic de laudă e Mântuitorul, Cel ce ne păzește neîncetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, gata să ne unim cu îngerii, cu serafimii, cu heruvii, să cântăm vrednic, vrednic, vrednic. Vrednic, vrednic, vrednic de slavă, vrednic, vrednic, vrednic de cinste, vrednic, vrednic, vrednic de laudă e, e Dumnezeu. Vrednic, vrednic, vrednic de slavă, vrednic, vrednic, vrednic de cinste, vrednic, vrednic, vrednic
Cel ce ne păzește necetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, vrednic de laudă e al meu împărat. Vrednic de laudă e Mântuitorul, Cel ce ne păzește necetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, vrednic de laudă e al meu împărat. Doar biserica vrednic! Da, Doamne, să recunoaștem suveranitatea, să recunoaștem autoritatea și puterea. Recunoaște, Tată, că ești cea mai puternică ființă din universul ăsta sau oricare altul. Tată, ești glorios, ești minunat, ești mare, ești puternic. Ești Dumnezeu vrednic de toată lauda. Un Dumnezeu care nu își împarte slava cu nimeni. Tată, ia-ți toată gloria din locul ăsta. Ia-ți toată cinstea, ia-ți toată onoarea pentru că o meriți. O meriți, Tată, pentru că Tu ești singurul care a biruit moartea. Vrednic de laudă e Mântuitor, Cel ce ne păzește neîncetat. Vrednic de slavă e Iisus Salvatorul, vrednic de laudă e al meu, al meu împărat. Laudă-L fie, al fie, El e vrednic, El e vrednic, El e Good.
spre tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia, către tine laude înălțăm, doar pe tine te adorăm, într-un glas noi toți îți cântăm. Aleluia. Orice boală, tu ești cel care rupi orice lanț, tu ești cel ce dai la o parte vălul de pe
peste ochi. Tu ești cel ce aduci viață. Vreau să-i curăț în dimineața asta, dacă ai o nevoie specială, dacă simți că ceva lipsește, cere de la Dumnezeu asta. Biblia spune, până acum n-a cerut nimic în numele meu. Dar eu vă zic, cereți și veți primi. Pentru că orice vom cere după voia Dumnezeu, ne este garantat că vom primi. Dacă ai nevoie de vindecare, cere vindecare. Vindecare fizică, vindecare interioară. Poate ai niște răni care încă n-au fost vindecate, cer de la El vindecare. El este vindecătorul. Poate te simți într-o pustie, El este un izvor de viață. Te simți flămând, El e pâinea vieții. Dacă te simți că te învârți într-un cerc și nu vezi scăpare, El este cel care dă la o parte iluziile diavolului, cel care dă la o parte jugul diavolului, cel care îți dă o viață nouă, cel care te face liber, cel care dintr-un orfan te face fiu. Haideți să cerem acum, să nu trecem peste momentul ăsta. Cere tot ce ai nevoie și în conformitate cu cuvântul vei primi numele lui Iisus. Că ce-ai coroana de împărat victorios, ajutorul meu și prieten, adăpost mântuitor, dar prin har trăiesc și pot să mă închid. Mă supun, îmi plec genunchii înaintea ta, Iisus. Tu domnești și ai coroana de împărat victorios. Slava ta să umple templul și tărie să revești, doar prin har trăiesc și pot să mă închid. Aleluia, Tu ai biruit, Tu ai biruit, aleluia. Tu ai biruit, Iisus. În cetate înlocești și pierduți ajungi salvat. Stăpânești și ai coroana împărat victorios. Ești Mesia, Salvatorul, dai nădejde lumii treci, doar prin har trăiesc și pot să mă închid. Aleluia, Tu ai biruit, Tu ai biruit, aleluia. Tu
orice munte e strobi, fiecare lanț se frânge, ai coroana de împărat, victorios, victorios. Orice munte e strobi, fiecare lanț se frânge, ai coroana de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge, ai coroana de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge, ai coroana de împărat, victorios, victorios. Și ai coroana de împărat corona de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge, ai corona de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge, ai corona de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge, ai coroana de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge, ai coroana de împărat, victorios, victorios. Victorios. Și cântăm despre acest Dumnezeu victorios, despre acest Mântuitor victorios. Îl onorăm. Știți de ce? Pentru că știm un principiu în Scriptură, un principiu al transmisibilității. Un psalm, într-un psalm spune că ei sunt cei ce se închină lor. Psalmul face referire la oamenii care se închină idolilor de aur, argint și așa mai departe. Și semnificația e ca ei sunt cei ce li se închină. E un principiu al transmisibilității. Cum e zeul căruia îi te închin, așa e și tu. Dumnezeul nostru este unul victorios. Amin. Dumnezeul nostru este unul care a învins moartea, care a învins orice. Și cântăm despre acest Dumnezeu victorios. Pentru că și noi suntem. Pentru că și noi vrem să fim așa. Pentru că aceasta e filiația noastră. Acesta este profilul nostru. Suntem biruitori și suntem învingători. Așa că, dragul meu, nu-ți fă griji despre genetica ta, despre apartenența ta de grup, despre
cum au fost părinții tăi, cum sunt prietenii tăi, cum sunt colegii tăi, cum sunt lucrurile din jur. Știi ce contează cel mai mult? Dumnezeul tău. Dumnezeul tău care ai te închini este victorios. Și tu ai profil de învingător. Și tu ești victorios. De aceea încurajarea este: hai să trăim o viață de curaj și de credință. Pentru că avem un Dumnezeu mare. Avem un Dumnezeu cu adevărat mare. Și avem un viitor mare. Fiecare dintre noi avem un viitor mare. Cu acest Dumnezeu biruitor, victorios în toate lucrurile. Let's put our hands together for the Father, the Son and the Holy Spirit. Haideți să aplaudăm pe Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Praise God. I want to just really thank Pastor Valley. Vreau să-i mulțumesc lui pastorul Valley și pastorul Nușa for having me here. Că m-au primit aici. I count it an honor. Consider aceasta o onoare and a privilege și un privilegiu to be in this church. Să fiu în această biserică. You have a great church. Aveți o biserică minunată. A great church. O biserică minunată. Actually, you are building a great church. De fapt, zidiți o biserică minunată. This is just the beginning. Acesta este doar începutul. Of something beautiful. A ceva ce este frumos. And I want you, brethren, și vreau, frați și surori, to don't take it for granted. Să nu luați de gata lucrul ăsta. Stand beside your pastors. Susțineți-vă pastorii. They're serious about God's work. Ei sunt serioși în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu. They have a vision. Au o viziune. Follow that vision. Urmați această viziune. Do not cause division. Nu cauzați diviziune. There is one vision. Există o singură viziune. And God has given. Și Dumnezeu a dat Pastor Valley the vision. Pastorului Valley această viziune. Follow the vision. Urmați această viziune. And God will build this church. Și Dumnezeu va zidi această biserică. You will have opposition. Veți avea opoziție. Many are going to talk about you. Mulți vor vorbi împotriva voastră. Many are going to hate you. Mulți vă vor urâ. Many are going to want to come in and just curse you. Mulți vor dori chiar să vină să vă blesteme. The devil is a liar. Dar diavolul este un mincinos. This is God's church. Aceasta este biserica lui Dumnezeu. And God will build his church. Și Dumnezeu își va zidi biserica. Let's give God thanks. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amen. 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 I so love this church. Iubesc această biserică. If I don't ever come back, dacă nu mă voi mai întoarce vreodată, I'm going to make it my prayer to pray for this church. Mă voi ruga pentru această biserică. There's something about this church. Există ceva în legătură cu această biserică. The spirit in this church. Duhul care se mișcă în această biserică. Este frumos. I want to say what the worship. I could go home now. The worship was beautiful. Aș putea să merg chiar acum acasă. Timpul de închinare a fost minunat. I'm the worship pastor in my church. Eu sunt un pastor de laudă și închinare în biserica mea. And I know what it's like to worship. Și știu ce înseamnă să te închini. And I just want to encourage the worship team. Și vreau să încurajez echipa de laudă și închinare. Stay in the presence of God. Rămâneți în prezența lui Dumnezeu. Don't play with God. Nu vă jucați cu Dumnezeu. One of the greatest attacks in our church is on that stage. Unul dintre cele mai mari atacuri în biserică este acolo pe scenă. Worship leaders. Satana îi atacă pe liderii de laudă și închinare, pe muzicieni. Stay on your knees. Rămâneți pe genunchi. Stay together as one. Rămâneți împreună ca Let și unul. Let this church be unified. Fie ca această biserică să fie unită. Together we stand. Stăm în picioare împreună. But divided we will fall. Dar dacă ne separăm vom pica. So worship team, I applaud you today. Well done. Vă aplaud echipa de închinare de astăzi. But stay in the presence of God. Rămâneți în prezența lui Dumnezeu. Amen. But God gave me a topic today. Dumnezeu mi-a dat un subiect astăzi. But I did say I was kind of clear about what God was saying in the women's conference. Am fost destul de clară cu privire la ceea ce Dumnezeu a vrut să transmită la conferința de ieri. I knew what God wanted to say to us. Știam ce vrea să ne zică Dumnezeu. And God came through for us. Și Dumnezeu într-adevăr a intervenit și a fost prezent. All the women in the house just say yes, Lord. Toate femeile din această biserică să zică da, Doamne. Yes, Jesus.
But today it's a strange topic, but astăzi am un subiect mai ciudat. I'm gonna speak it and then afterwards I will check with pastor if it was okay and he can rebuke me. Îl voi rosti și mai apoi voi verifica cu pastor Vali dacă a fost în ordine, dar el mă va urechea dacă e cazul. Amen. Amin. Today's topic is Together we stand. Subiectul de astăzi este stăm, rămânem în picioare împreună, uniți. That's why I know you're going to be an awesome church in this country for God. De aia știu că voi veți fi o biserică minunată în această țară pentru Dumnezeu. There's a word from God, he says you will stand out. Cuvântul lui Dumnezeu spune veți ieși în evidență. There are many churches. Există multe biserici. But you will stand dar out. Dar voi veți ieși în evidență. The topic God gave me, together we stand. Subiectul pe care Dumnezeu mi l-a dat, rămânem în picioare împreună, uniți. Amen. Amen. Submit to one another. I'm going to speak from Ephesians 5. Voi vorbi din Efeseni 5. 21 and 24. Versetele 20 de la 21 până la 24. Ephesians 5. Efeseni 5. 21 to 24. De la 21 la 24. And it says. Spune. Submit to one another. Supuneți-vă unii altora. Out of reverence for Christ. În frica lui Hristos. Submit to one another. Supuneți-vă unii altora. Out of reverence to Christ. În frica lui Hristos. So it means even if you don't feel like it. Asta înseamnă că chiar dacă nu simțiți. Still do it. Tot trebuie să o faceți. Unto Christ. De frica lui Hristos. It says, wives, submit yourself to your own husbands. Spune nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. As unto the Lord. Ca Domnului. For the husband is the head of the wife. Căci bărbatul este capul nevestei. As Christ is the head of the church. După cum și Hristos este capul bisericii. His body. El, mântuitorul trupului. Of which he is the savior. El mântuitorul trupului. Now as the church submit to Christ, și după cum biserica este supusă lui Hristos, so also wives should submit to their husband in everything. Tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Wives say amen. Soțiilor spuneți amin. Wives say amen. Nevestelor spuneți amin. Amen. Amen. So Ephesians said, submitting yourself one to another in the fear of God. Așa că Efeseni spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. A bit closer. Amen. Venim mai aproape. So Paul began to address the body of Christ to submit. Pavel începe să adreseze trupul lui Hristos să se supună. I wonder if God wants us to submit to the authority in the house. Mă întreb dacă Dumnezeu dorește ca noi să ne supunem autorității din această casă. Submit to one another in the fear of God. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. So the key words today. Așa că cuvintele cheie de astăzi. Is submit. Sunt supuneți-vă. And Christ. Și Hristos. Okay, the key words today. Cuvintele cheie de astăzi. Is submit. Sunt supuneți-vă. And Christ. Și Hristos. So what do we do when we as a church submit to Christ? Ce facem noi atunci când ca și biserică ne supunem lui Hristos? When we submit to Christ, we are obeying his commandments. Când ne supunem lui Hristos, ne supunem poruncilor lui. When we submit to Christ, we have a relationship with him. Când ne supunem lui Hristos, avem o relație cu el. When we submit to Christ, we choose to trust him. Atunci când ne supunem lui Hristos, alegem să ne încredem în el. We choose to serve him and alegem, honor him. Alegem să-l slujim și să-l onorăm. And we are one with him. Și suntem una cu el. This is coming a bit clearer why God wants me to say this today. Devine tot mai clar de ce a vrut Dumnezeu să vă spun acest lucru astăzi. Amin. So, if you're not a wife or a husband today, așa că dacă astăzi nu ești soție sau soț, still listen to this message. Ascultă totuși acest mesaj. One day you will be a wife or a husband. Pentru că amen. Într-o zi vei fi o soție sau un soț. Amin. All those who are single say amen. Toți cei care sunteți necăsătorii spuneți amin. Amen.
So wives, we are to submit to our husband as the church submit to Christ. Așa că soțiilor, noi trebuie să ne supunem soților noștri cum biserica se supune lui Hristos. So wives, look at me. Soțiilor, uitați-vă la mine. Is there a way that we could be more caring, more loving, more helpful to our husbands? Există o modalitate în care putem să fim mai grijulii, mai drăgăstoase, mai atente cu soții noștri? Husband, could you be a little better, more better and more helpful to your wife? Soților, puteți să fiți mai buni și mai de ajutor soțiilor voastre? Now there's two parts of the scriptures. Sunt două părți în acest verset. And we have to learn to shout about both parts of the scriptures. Și noi trebuie să învățăm să onorăm amândouă părțile din acest verset. It says, husband loves your wife. Spune soților, iubiți-vă nevestele. Just as Christ loved the church. Așa cum Hristos își iubește biserica. Now that's where the men shout hallelujah. Aici bărbații strigă aleluia. Let me do it again, men. Să vă zic din nou, bărbaților. Husband, love your wives. Soților, iubiți-vă soțiile. Just as Christ loved the church. Așa cum Hristos își iubește biserica. Iar bărbații să spună aleluia. Amen. Right, let's go to the wives. Să mergem și la soții. Wives, submit to your own husband. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. As unto the Lord. Ca Domnului. And the wives say. Iar nevestele spun. And the wives say. Și nevestele spun. Amen, amen. Now this is a commitment that you have to make. Acesta este un angajament pe care trebuie să-l faceți. There is a covenant of marriage that says I am committed to you. Este un legământ al căsniciei care spune eu sunt mă angajez față de tine. I am committed to loving you unconditionally. Mă angajez să te iubesc necondiționat. Yes, you hurt me. Yes, you made me mad. Da, mă ajut, da, mă și înfurii. But I'm committed to you. Dar eu sunt dedicată ție. So you don't walk out just because you had an argument. Nu pleci doar pentru că ai o ceartă. We are committed to each other. Noi suntem dedicați unii altora. We made a covenant. Am făcut un legământ. Amen? Amen. You see, divorces are based on conditions. Divorțul se bazează pe condiții. If you're nice to me, I'll stay with you. Dacă ești drăguț cu mine, rămân cu tine. If you're not nice to me, I'm going to leave you. Dacă nu ești drăguț cu mine, te voi părăsi. I remember a friend of mine at work and she said, I said, you're getting married? Îmi amintesc de o prietenă de-a mea de la locul de muncă și am întrebat, tu te căsătorești? Oh, yes, I'm getting married. Și a spus, da, mă căsătoresc. If it doesn't work, it doesn't matter. Dar dacă nu funcționează, nu e nicio problemă, vom divorța. We are committed to each other. Nu, noi suntem dedicați unii altora. Amen. We made a decision to love regardless of the condition. Am luat o decizie să iubim indiferent de situație. I believe God wants me to say this today. Cred că Dumnezeu vrea să spun acest lucru astăzi. Somebody needs this message today. Cineva are nevoie de acest mesaj astăzi. The D word, divorce. We do not believe. My husband and I do not believe in the D word. Eu și soțul meu nu credem în cuvântul care începe cu D, divorț. We've been married in March this year, 38 years. În martie anul acesta am plinit 38 de căsnicie. And we never. And we never mentioned the D word. Și nu am pomenit nici măcar o dată cuvântul cu D, care începe cu D. Because we are committed to each other. Pentru că suntem dedicați unii altora. In the good times. În timpurile, în vremurile bune și în vremurile rele. We need to be an example to the world and let the world know we are committed to God and we're committed to each other. Trebuie să fim un exemplu pentru lume, să le arătăm că noi suntem dedicați lui Dumnezeu și suntem dedicați unii altora. Amen. Amen. I made a commitment to love you in the good and the bad. Mi-am luat un angajament să te iubesc în vremurile bune și în vremurile rele. And the bad times does not erase our commitment. Și vremurile rele nu șterge angajamentul nostru. Stay in there. Rămâneți acolo. Wives, husband, I don't know why I'm preaching this message. Soțiilor, nevestelor, bărbaților, nu știu de ce predic acest mesaj.
But stay committed to Dar rămâneți dedicați partenerului vostru. We've got to kill selfishness. Trebuie să ucidem egoismul. Because it's usually when we're selfish. Pentru că de obicei acolo este egoism. We just think about ourselves. Ne gândim la noi înșine. My life is about my husband's life. Viața mea este legată de viața bărbatului meu. And my husband's life is about me. Și viața soțului meu este legată de mine. I cannot be selfish. It's not about me, it's about him. Eu nu pot să fiu egoist, nu e vorba de mine, este vorba de el. And his life is about me. Și iar viața lui, în viața lui este vorba despre When mine. When we do it that way, there's no selfishness. Când facem așa ceva, nu există loc pentru egoism. Amen. Amin. Amen. Hurt people never make the right decision. Hurt people. Oamenii care sunt răniți nu iau niciodată deciziile corecte. Hurt people want to hurt people. Oamenii care sunt răniți vor să rănească și pe alții. Hurt people never make the right decisions because they are hurt. Oamenii răniți nu iau niciodată deciziile corecte pentru că sunt răniți. And most people get divorced because they are hurt. Și cei mai mulți oameni divorțează din cauza că sunt răniți. They never resolve the hurt. Ei nu-și rezolvă niciodată rănile. They're not thinking clearly. Nu gândesc limpede. They are just hurt. Sunt pur și simplu răniți. And 9 out of 10 people after the hurting has gone away. Și 9 din 10 oameni după ce scapă de aceste răni, they say to themselves, we could have worked it out. Își spun, am fi putut să rezolvăm aceasta. Amen. 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 Some people say, unii oameni spun, I don't think it's good for me to be unhappy. Nu cred că e bine ca eu să fiu nefericit. And that's a question some people ask. Și asta e o întrebare pe care o pun uneori oamenii. When things are going wrong in their marriage, atunci când lucrurile se strică, să devin rele în căsnicia lor, they say, I don't think I'm supposed to be unhappy. Ei spun, eu nu cred că trebuie să fiu nefericit. But sometimes unhappiness serves as a condition for you to develop. Dar uneori nefericirea e o condiție care te ajută pe tine să te dezvolți. I have been married for nearly 38 years. Sunt căsătorită de aproape 38 de ani. And we have had some rough times. Și am avut și momente dificile. We've gone through some situations. Am trecut prin unele situații. But God has helped us through them. Dar Dumnezeu ne-a ajutat prin ele. But what happened? It made our relationship stronger. Și acestea au făcut relația noastră mai puternică. For some reason, Christians don't think you're supposed to go through bad times. Din anumite motive, creștinii nu consideră că trebuie să treacă prin situații dificile. Now, if Christ suffered for us, acum dacă Hristos a suferit pentru why noi, why shouldn't we suffer for Him? De ce să nu suferim și noi pentru El? Amen. So, ladies and gentlemen, așa că, doamnelor și domnilor, sometimes it will be rough in our relationships. Uneori vor fi momente dificile în relațiile noastre. Sometimes it will be hard. Uneori va fi greu. And you don't understand why this man is driving you crazy. Și nu vei înțelege de ce bărbatul ăsta te nebunește. And why this woman don't seem to understand. Și de ce femeia asta pare că nu mă înțelege. But it's all right. Dar e în ordine. These things will come and they will make us stronger. Aceste lucruri care vin if vor face mai puternici. If we stay committed to each other. Dacă rămânem dedicați unul altuia. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. 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 Some people say, unii oameni spun, I think it's God's will for me to leave because we are always arguing. Cred că este voia lui Dumnezeu ca eu să plec, că întotdeauna ne certăm. Well, stop arguing. Nu vă mai certați. It takes two to argue. Este nevoie de doi pentru o ceartă. So you stop. Așa că încetează. I'll stop. Eu voi înceta. He can't argue by himself. El nu se poate certa de unul singur. Hallelujah. Hallelujah. I want to talk to the ladies. Vreau să le vorbesc doamnelor. And the men. Și bărbaților. Ladies, you can't keep rejecting the man. Doamnelor, nu puteți să continuați să respingeți pe bărbat. The man doesn't always want to initiate things. Bărbatul nu vrea întotdeauna să inițieze lucrurile. If he asks you once, dacă te-a întrebat o dată, dacă te-a întrebat de două ori, de trei ori, he gets fed up.
El se satură. He goes to bed. Se duce la culcare. And turns his back. Se întoarce cu spatele. And he's angry. Și e mânios. Because he has to fight for something that is natural. Pentru că trebuie să lupte pentru ceva care este normal. Ladies, look at me. Doamnelor, priviți-mă. Stop saying you've got a headache when you don't have a headache. Încetați să mai spuneți că aveți o durere de cap când nu o aveți. Oh yes. I'm going to rock the boat this morning. Voi zgudui puțin barca în dimineața asta. Amen. Ladies, stop saying you've got your stomach hurts when it doesn't. Încetați să spuneți că vă mai doare stomacul, doamnelor, atunci când nu vă doare. Amen. Amen. Stop giving the men a hard time. Nu-i mai dați un timp greu, nu-i mai dați momente grele soțului. Your body is his. Trupul vostru este and his body is yours. Al lui și trupul lui este al, al tău. Stop telling little lies. Nu mai spune minciuni. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Ladies, let's look. Doamnelor, haideți let's să privim. Let's look at it this way. Let's în modul look at acesta. It this way. I want to give you a very good example. Vreau să vă dau un exemplu foarte bun. Amen. Ladies, you need to answer back to me when I talk, okay? Trebuie să-mi răspundeți, doamnelor, atunci când mă adresez vouă. Your car, you've got a car, okay? Aveți mașini. And your car needs petrol. Și mașina voastră are nevoie de ladies, petrol. Ladies, do you like petrol? Vă place, doamnelor, să puneți motorină, benzină? No. Do you drink petrol? Beți motorină, benzină? Is it good for you? Este bun pentru voi? No. But it's good for who? Dar este bun pentru cine? The car. Pentru mașină. And you want the car to what? Function. Și voi vreți ca mașina să funcționeze. So even though you don't like petrol, așa că chiar dacă nu vă place motorina, benzina, dar trebuie să dați mașinii ceea ce are nevoie. But you don't personally like it. În mod personal, vouă nu vă place. Ladies, you need to put a sign on your station. Doamnelor, trebuie să vă puneți un semn. Always open. Pe stația voastră, întotdeauna deschis. Deschis non-stop. All the men say amen. Toți bărbații să zică amin. The Bible says in Proverbs 14 verse 1. Biblia spune în Proverbe 14 versetul 1. The wise woman builds her house. O femeie înțeleaptă își zidește casa. But a foolish woman tears it down with her hands. Dar o femeie nesocotită o dărâmă cu propriile ei mâini. Amen. Amen. The number one need of a woman, men. Bărbaților, nevoia numărul unul a unei femei is affection. Este afecțiunea. Affection is not love. Afecțiunea nu înseamnă dragoste. A woman doesn't want affection. O femeie nu dorește afecțiune. She needs it. Ea are nevoie de afecțiune. Just like a car needs petrol. Așa cum o mașină are nevoie de motorină, benzină. A woman needs affection. O femeie are nevoie de afecțiune. Affection is not sex. Afecțiunea nu înseamnă sex. To show affection. A arăta afecțiune. You have to apply something to the person. Trebuie să faci ceva pentru persoana. And it has an impact. Persoana respectivă și are un impact. And it affects them. Care le afectează. My husband can just come home with a mango. Soțul meu poate să vină acasă cu un mango. Because he knows I love mango. Pentru că știe că eu iubesc mango. And a big smile goes on my face. Și atunci pe fața mea apare un zâmbet mare. Mulțumesc. So affection affects us as women. Așa că afecțiunea ne afectează pe noi ca și femei. That's why a woman needs to be told by her husband, I love you. De aceea o femeie are nevoie să-i se spună de soțul ei, de către soțul ei, te iubesc. It's an effect, she needs that. E un efect, are nevoie de aceasta. And that's affection. Aceasta înseamnă afecțiune. Send flowers. Trimite flori. Even though it's not her birthday. Chiar dacă nu-i ziua ei. Why do you just send it on our birthday? De ce ni le trimiteți numai de ziua noastră? You don't have to wait for our birthday. Nu trebuie să așteptați pentru ziua noastră. Amen, ziua noastră. Ladies. Hey! Hallelujah.
Hallelujah. So send flowers. Așa că trimiteți flori. Affection is kissing in public in front of your old girlfriend. Afecțiunea înseamnă să te săruți în public în fața vechii tale prietene. Take her to McDonald's, men. Du-o la McDonald's. Actually, no, take her to Pastor Valley's restaurant. De fapt, yeah! Nu. Duceți-o la restaurantul pastorului Valley. Good food. Mâncare foarte bună. She'll come home and love you till tomorrow. Va veni acasă și te va iubi până a doua zi. Take her to lunch for no reason. Scoate-o la un prânz fără un motiv anume. She says, "Why are we going to lunch?" Ea îți va spune de ce mergem la prânz. No reason. Fără un motiv. Just want to spend time with Doar my girl. Doar vreau să petrec un timp cu fata mea. Amen. 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 Affection, men. Bărbaților, afecțiunea. It's not expensive. Nu este scumpă. No. Amen. It's not expensive. Amen. It just takes some thought. Are nevoie doar să vă gândiți puțin. Amen. Amin. Let me talk to the men. Men, you need to answer yes or no. Mă adresez bărbaților, așa că trebuie să răspundeți cu da sau nu. Men, do you drink petrol? Bărbaților, voi beți motorină, benzină? Does your car need petrol? Mașinile voastre au nevoie de petrol. Do you take it to the petrol station? Mergeți cu ea la stație de petrol, la No? Benzinărie. Do you drink petrol? Beți voi petrolul? Nu. But you take it to the petrol station. Dar o duceți la benzinărie. Don't you guys? Așa e? Why do you take it de to the petrol station? De ce mergeți cu ele la benzinărie? Because the car needs it. Pentru că mașina are nevoie de aceasta. And you need the car to function. Iar voi aveți nevoie de mașină ca să funcționeze pentru voi. You need the car to function for who? Aveți nevoie de mașină să funcționeze? For you. Pentru voi. So you take it to the petrol station. Așa că mergeți cu ea la benzinărie. To get petrol. Pentru a pune petrol. Do you like petrol, man? Vă place vouă benzina, motorina? So why do you take it there? Deci de ce mergeți cu ea la benzinărie? Because the car needs it. Pentru că mașina are nevoie de motorină și de benzină. Amen. Amin. She needs it. Mașina are nevoie. Praise God. Slavă Lui. You say you are not affectionate. Spuneți că eu nu sunt foarte afecționat. I'm not an affectionate man. I'm not afectuos. Yeah, I'm not an affectionate man. Eu nu sunt un bărbat așa afectuos. But we're not talking about you. Dar nu vorbim despre tine. It's about her. Este vorba despre ea. It's not about you. Nu este vorba despre tine. You don't feel like stopping to buy flowers. Tu poate că nu simți că trebuie să te oprești. But you do it because it's what the car needs. Dar faci asta pentru că ăsta e lucru de care are nevoie mașina. Yeah? Înțelegeți? She needs it, so you ea do it. Ea are nevoie, așa că tu faci. Amen. Amin. Turning over in the bed and first thing you do is give her a kiss. Te rostogolești în pat și primul lucru pe care îl faci e să dai un sărut. Kiss her before you go to work. Sărută-o înainte să mergi la lucru. That's affection. Asta înseamnă afecțiune. Give her a phone call in the day. Sună-o în timpul zilei. And say something like, I just called spune, to say I love you. Spune, am sunat să zic că te iubesc. And then 4 hours later, I just call to say how much I care. Și peste 4 ore sună din nou și spune, am sunat să zic cât then de mult îmi pasă de tine. Hours later, și peste 4 ore call to say I love you. Peste 4 ore o sun din nou și spui, am sunat să zic că te iubesc. And then 4 hours later, și încă peste 4 ore. From the bottom of my heart. Și vorbesc din adâncul inimii lucrul ăsta. Man, she doesn't want it, she needs it. Bărbaților, ea nu dorește aceasta, are nevoie de aceste lucruri. Amen. Amin. Let's look at Genesis 2:15. Haideți să privim în Geneza 2 capitolul 15. Versetul 15. The needs of the male.
Nevoile unui bărbat. Genesis 2 verse 15. Geneza 2 capitolul 15. God told the man to protect the garden and to tend and keep it. Dumnezeu i-a zis bărbatului să lucreze și să păzească grădina. So God designed the male to be a protective spirit. Așa că Dumnezeu l-a desemnat pe bărbat să fie să aibă un duh protectiv. Which means men are aggressive. Ceea ce înseamnă că bărbații sunt agresivi. And aggressive is good. Și agresivitatea e bună. You need to be aggressive to protect us. Trebuie să fiți agresivi ca să ne protejați pe noi. That protective aggressiveness. Această agresivitate care protejează. Is supposed to defend the woman and your children. Are scopul de a apăra pe soția voastră și pe copiii voștri. So if there's a burglar downstairs in the house. Așa că dacă vine un hoț și sparge casa. And both of you are in bed. Și amândoi sunteți în pat. Men, you can't say you go. Bărbaților, nu puteți să spune mergi tu. No. Nu. You're supposed to go. Tu trebuie să te duci. Amen. Amin. Praise God. Now men likes to men husbands if you're a husband or men. Dacă sunteți soți, bărbați. Men likes to get involved in music and sports. Bărbaților le place să se implice în muzică, sporturi. And ladies, it's nice to join in with your man. Și doamnelor, este frumos să participați împreună cu bărbații voștri. Sometimes our men need recreational company. Uneori bărbatul nostru are nevoie de o companie atunci când se recrează. Ladies, study your man. Study your man. Doamnelor, studiați-vă soțul, bărbații. And if he wants you to join in with him, join in with him. Și dacă el dorește să vă alăturați lui într-o activitate, faceți aceasta. Go jogging with him. Mergeți la jogging cu el. Yeah. No? Nu? Praise God. Okay. I'm going to try and go real quick. Yeah. Okay, praise God. Okay, so another point. Sometimes when a man is sitting and watching his favorite sport, uneori când bărbatul stă și se uită la sportul lui preferat, you know, ladies, don't go there and make him feel like he shouldn't be watching his sport. Doamnelor, nu mergeți acolo și nu-i faceți să se simtă că nu ar trebui să facă asta. You know, sometimes men just want to sit down and do nothing. Uneori bărbații vor să facă aceasta, să stea și să nu facă nimic. They're not like us ladies. Ei nu sunt ca noi, doamnelor. We always have to be doing something. Noi trebuie să facem întotdeauna ceva. But men, they will sit down and do nothing. Dar bărbații pot să stea pur și simplu și să nu facă nimic. And you say to your man, what are you doing? Și spuneți, întrebați pe bărbatul vostru, ce faci? And he say nothing. Și el spune nimic. And that's all right. Și okay. Okay. Sometimes what we do as women, we will go and say, why are you watching that silly game? Uneori ca și femei merge și spune, ce te uiți la jocul ăsta prostesc? Why don't you get up and go and do something? De ce nu te ridici și te duci să lucrezi ceva? Du-te, repară mașina, repară casa. Or you say to him, I want to talk to you. Stop watching that silly game. I need to talk to you. Sau îi spuneți, vreau să vorbesc cu tine, nu te mai uita acolo. Hai că vreau să vorbesc cu tine. Wrong. Greșit. Don't do that to your man. Nu faceți aceasta bărbatului vostru. Because when you want him to listen to what you have to say, pentru că dacă vrei ca el să asculte ce ai de zis, he won't be listening. El nu va face. Because you've just taken him out of what he loves doing. Pentru că tu l-ai oprit din ceea ce iubea să facă. And you now want his attention. Și vrei atenția lui acum. But what you should do, ladies, leave him and let him watch his game. Așa că ceea ce trebuie să faceți este să lăsați să se uite la meciul respectiv. And then when he finishes, și atunci când termină, ask him if you can have some time with întrebați-l, poți să îmi oferi puțin timp? Amen. Amin. Amen. Amen. A man is motivated by his eyes. Un bărbat este motivat de ceea ce vede. A woman is motivated by her ears. O femeie este motivată de ceea ce aude. We love you to say nice things to us. Ne place să ne spuneți lucruri drăguțe. Amen. Amin. Even if you just say
Chiar dacă spuneți doar atât, te iubesc. A man is stimulated by what he sees. Un bărbat este stimulat de ceea ce vede. She is emotional. Woman is ea, femeia este emoțională, but the man is logical. Dar bărbatul gândește logic. When a man sees a woman, când un bărbat vede o femeie, it impacts him. Acest lucru are un impact asupra when lui. A woman hears a man, când o femeie îl aude pe un it bărbat, impacts her. Are un impact asupra ei. We're two different creatures. Suntem creaturi, creații diferite. Because of that, a male has a natural desire to look for beauty. De aceea, bărbatul are o dorință naturală născută să vadă, să privească frumusețea. Secondly, because he is aggressive, în al doilea rând, din cauza faptului că este agresiv, he has a natural desire to want to protect what is his. Are o dorință înnăscută să protejeze ceea ce aparține lui. So this combination produces a spirit of a desire for an attractive wife. Asta înseamnă că are un spirit, un duh care își dorește o femeie atractivă. So he wants something that is beautiful. Așa că își dorește ceva care e frumos. And something that is worth protecting. Și care merită să fie protejat, apărat. He doesn't want an attractive wife. Nu vrea o nevastă atractivă. He needs it. El are nevoie de o nevastă atractivă. Amen. Amin. Remember, Jesus Christ is represent as the male. Amintiți-vă că Iisus Hristos este reprezentat ca și bărbatul. The church represent as the wife. Iar biserica reprezintă mireasa. In Ephesians 5 verse 25 and 27. 5 versetul. Let's read. 25 până la 27. It says, "Husband, love your wife as Christ loved the church." Spune bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Husband, love your wives just as Christ loved the church. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. And gave himself up for her. Și s-a dat pe sine pentru ea. To make her holy. Ca să o sfințească. Cleansing. După ce a curățit-o. Cleansing her by the washing with water through the word. După ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. And to present her to himself. Ca să înfățișeze înaintea lui as a radiant church. Această biserică slăvită. Without stains or wrinkle or any other blemish. Fără pată, fără zbucitură sau altceva de felul acesta. But holy and blameless. Și sfântă și fără prihană. What does the man do? He's washing her. Ce face bărbatul? El o curățește. Men, you're here to wash us, cleanse us. Bărbaților, sunteți aici să ne curățiți. Taking away every spot and blemish. Să îndepărtați orice zbârcitură, orice pată. Every wrinkle. Orice zbârcitură. That's a man looking after his wife. Asta înseamnă un bărbat care are grijă de nevasta lui. He presents her not to God. El o prezintă nu lui Dumnezeu. He presents her. Ce o înfățișează? To himself. Lui înaintea lui. Amen. Amen. He presents her to himself. Și o înfățișează lui însuși. As Jesus and as Jesus and the church. Așa cum Iisus și-a înfățișat biserica înaintea lui. Why? Because he wants to be proud of his wife. De ce? Pentru că vrea să fie mândru de nevasta lui. Jesus is forever washing us and cleansing us. Iisus ne curățește și ne sfințește. Because he wants to be proud of his church. Pentru că vrea să fie mândru de biserica lui. And here as the man washes his wife and cleanses her and encourages her and keeps her in the word. Și aici bărbații își curățesc nevestele, o încurajează și le păstrează în cuvântul lui Dumnezeu. And you pray together. Și vă rugați împreună. He presents her to himself. Și o prezintă înaintea, și o înfățișează înaintea lui. Yesterday we studied Proverbs 31. Ieri am studiat din Proverbe 31. A virtuous woman. O femeie de valoare. It also talk about the man. Vorbește de asemenea despre bărbați. If you study that woman in Proverbs 31. Dacă studiați despre această femeie din Proverbe 31. She understood her man. Ea își înțelegea bărbatul. It says that she dressed in fine tapestry. Spune că se îmbrăca cu haine de in subțire. She knew how to put herself together. Știa cum să se aranjeze. He was proud
proud to sit in the gates. El era mândru și stătea la porțile cetății. In other words, he went to work bragging about his wife. Cu alte cuvinte, mergea acolo și se lăuda cu nevasta lui. He said, look at my wife. Spunea, uite-te la nevastă mea. Aia e nevastă mea. I'm proud of my wife. Sunt mândru de nevasta mea. You guys know my wife? O cunoașteți pe nevasta mea? Amen. Amin. He was proud of her. Era mândru de ea. Men, look after your wife. Bărbaților, îngrijiți-vă de nevestele voastre. And she will look after you. Și ele se vor îngriji de voi. My husband looks after me. Soțul meu are grijă de mine. And I look after him. Iar eu am grijă de el. Amen. Amin. Because we're one in Christ. Pentru că suntem una în Hristos. Some of you are hiding your wives at home. Unii dintre voi vă ascundeți nevestele acasă. You say you stay home. I'm going out, but you stay home. Și spuneți: "Nu, stai acasă, lasă că vin eu." You look after the children and maybe you can pray. Ai grijă de copii și roagă-te acolo. It's not nice. Nu-i frumos. That's because you're not proud of her. Asta înseamnă că nu ești mândru de ea. Maybe she's put on a little weight. Poate că s-a îngrășat puțin. She's nice and slim when you married her. Era subțire și trasă prin el când te-ai căsătorit cu ea. But now she's much bigger. Dar acum e mult mai mare. Take her jogging in the morning. Mergi cu ea la jogging dimineața. Say to her. Spune-i. Sweetie, I have bought a beautiful track suit. Draga mea, am cumpărat un costum pentru alergat foarte frumos. One for me, unul pentru mine, and one for you. Și unul pentru tine. And we're going to wake up in the morning. Și ne vom trezi dimineața. And we're going to go jogging. Și vom începe jogging. Să alergăm. But don't tell her that she's big and. Nu-i spune că e mare. Just say we're going jogging together. Spune, mergem la alergat împreună. Amen. And that will make her feel good. Și asta vă face să simtă bine. Amen. Amin. Try that, man. It works. Încercați această, bărbaților, funcționează. Amen. Amin. Amen. Genesis said, for this cause, Geneza spune, din această cauză, shall a man leave his mother and father, un bărbat își va lăsa mama și tată, and cling to his wife. Și se va alipi de nevasta lui. The word cling, cuvântul a se alipi, is a Hebrew word, este un cuvânt din ebraică, and it means chase after, care înseamnă a alerga după. Amen. Doesn't matter how long you've been married, you should still be chasing your wife. Nu contează cât de mult timp ai fost căsătorit, încă trebuie să alegi după nevasta ta. If you're not chasing her, I hope this message would help you today. Dacă nu alegi, sper că acest mesaj te-a ajutat astăzi. Amen. 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 How much time left, Pastor? I don't want to go over time. Okay. Right. Normally you chase the woman you want to marry and when you catch her you stop running. În mod normal, bărbații aleargă după nevasta, femeia care vor să o cucerească, cu care vor să se căsătorească și apoi după ce o prind se opresc. Why is that? De ce? Because she stopped. Pentru că ea s-a oprit. That's the problem. Asta este problema. Women, we used to dress up. Femeilor, noi obișnuiam să ne aranjăm. Before you got married, înainte să te căsătorești, you used to look beautiful. Obișnuiai să te arăți frumos, bine. You used to smell nice before you got married. Obișnuiai să miroși frumos înainte să te căsătorești. You used to put on your best. Te îmbrăcai cu ce aveai mai bun. That's why you wanted to be around her. De aia bărbatul vrea să fie în jurul tău. The men you dated us and we used to look nice and beautiful. Bărbații obișnuiau să se întâlnească cu noi pentru că ne arătăm frumos. And you didn't want to do it. You couldn't do without us. Și nu puteau fără noi. You chase her. Bărbaților, alergați după ele. And when you caught her, she stopped doing what made you chase her in the first place. Și atunci când ai prins-o, ea s-a oprit. N-a mai făcut ceea ce te-a făcut să alergi după ea de la început. I want to encourage you women. Vreau să vă încurajez, femeilor. Still look nice for your husband. Continuați să arătați bine pentru soții voștri. Still put on your best for your husband. Îmbrăcați-vă, continuați să vă îmbrăcați cu ce aveți mai bun pentru soții voștri. You know, my husband is so handsome. Și bărbatul meu este foarte arătos. And 38 years on, he's still handsome. Și după 38 de ani de căsnicie, încă arată bine. Sometimes I look at him and I say, boy, you are definitely my man. Uneori mă uit la el și zic, wow, chiar ești bărbatul Ain't meu. Ain't no woman getting you. Nicio altă femeie nu te va avea pe tine. Amen. Amen.
You're supposed to look better after you get married. Se presupune că trebuie să arăți mai bine după ce te căsătorești. Look better, smell better and dress better. Să arăți mai bine, să miroși mai bine, să te îmbraci mai bine. Make him look at no one else, ladies. Doamnelor, faceți-l să nu se uite la nimeni altcineva. But some women say, I've already got him. Unele femei se gândesc, deja am pus mâna pe el. So it doesn't matter anymore. Așa că nu mai contează. Do you wonder why he comes home late? And don't want to come home? Te întrebi atunci de ce vine târziu acasă sau dacă nu vrea să vină târziu, de ce nu vrea să vină? Because maybe he's not interested anymore. Poate pentru că nu mai are niciun interes. Amen. So ladies, we've got to do better. Așa că doamnelor, trebuie să facem mai mult. That man is yours. Acel bărbat e al tău. You need to take good care of him. Tu trebuie să ai grijă bine de el. Amen. Amin. Let's also, women, let's be honest. Și doamnelor, haideți să fim cinstite. Talk to each other. Când vorbim unul cu altul. Men loves respect. Bărbaților le place să fie respectați. Respect means to speak highly of. A respecta pe cineva înseamnă a vorbi în cuvinte alese despre cineva. To hold in high regard and to praise. Avea stimă pentru cineva. Praise your man. Lăudați-l, laudă-l pe soțul tău. Praise your man, ladies. Laudă-l pe soțul tău. You should never talk bad about your husband. Nu ar trebui să vorbești niciodată rău despre soțul tău. Niciodată să vorbești rău despre soția ta. What hurts a man is when you respect others more than him. Cel rănește pe un bărbat este atunci când îl respecti pe alții mai mult decât pe el. You're married to that guy, not tu ești căsătorit cu acel bărbat, nu cu ăla. Amen. Amen. I remember a lady telling her, giving us a testimony. Îmi amintesc de o femeie care ne-a zis o mărturie. She said she will every Sunday morning she'll go to the pastor and she'll say, "Pastor, would you like a cup of tea?" Ea spunea că mergea în fiecare dimineață la pastor și întreba, "Pastore, vrei o cană de ceai?" În fiecare duminică dimineață, "Pastor, ai dori o cană de ceai?" When she got home, her husband said, "I won't mind a cup of tea." She said, "Go and get it yourself." Și când mergea acasă, bărbatul îi zicea, "Aș dori o cană de ceai." Și ea zicea, "Du-te și ia-ți singur." No, wrong. Greșit. If you can serve that man of God, dacă poți sluji pe acel om al lui Dumnezeu, you can serve your husband. Poți să slujești pe soțul tău. Amen. 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 Praise God. Praise God. Slavă Domnului. And I'll finish up now. Voi încheia acum. How many of you have a car? Câți dintre voi aveți o mașină? Eu nu. Some of our cars, unele dintre mașinile noastre, last longer than our marriages. Țin mai mult decât căsniciile noastre. It only takes a few minutes to get a marriage license. Durează doar câteva minute să obții un certificat de căsnicie. But it can take up to 2-3 years to get a car license. Dar poate să dureze și 2-3 ani până obții un certificat de matriculare la mașină. Permis de conducere, da. Protect your marriage. Protejați-vă căsniciile. Protect your marriage. Protejați-vă căsniciile. Protect your marriage. Protejați-vă căsniciile. Love each other. Iubiți-vă unii pe alții. Be committed to one another. Fiți dedicați unii altora. 3 years to get a car license. 3 ani să obții un permis de conducere. But just a few months to get a marriage license. Și doar câteva luni să obții un certificat de căsnicie. Sometimes our cars. How long have you had your car? De cât timp ați avut mașinile? De cât timp aveți mașinile voastre? 5, 10 years? 5, 10 ani? 15 years? 15 ani? Some of our marriages. Unele din căsnicile noastre. Are not even lasting that long. Nu durează nici măcar atât. Church today. Biserica astăzi. When our relationship is strong. Atunci când relațiile noastre sunt puternice. We will build strong churches. Vom zidi biserici puternice. This church. Această biserică has got an anointing on it. Are o ungere deasupra ei. And when we as couples stick together. Și atunci când noi ca și cuplu rămânem uniți împreună. The world is going to watch this church. Lumea va privi această biserică. The world will watch you. Lumea te privește. Because you are going to stand out. Pentru că vei ieși în evidență. Let your marriage last long. Fie ca căsnicile voastre să dureze mult. Be committed to one another. Fiți dedicați unii altora. Build God's church. Zidiți biserica lui Dumnezeu. In Proverbs
4 and verse 6 it says do not forsake her. În Proverbe 4 cu versetul 6 spune nu o părăsi. And she will guard you. Iar ea te va proteja. Love her. Iubește-o. And she will watch over you. Și ea va veghea asupra ta. Husbands, soților, love your wives. Iubiți-vă nevestele. And wives, iar soțiilor, submit to your husband. Supuneți-vă soților voștri. Father, in the name of Jesus, Tată, în numele lui Iisus, I thank you for this church. Îți mulțumesc pentru această biserică. I thank you for the men and women in this church. Îți mulțumesc pentru bărbații și femeile din această biserică. I thank you for the children in this church. Îți mulțumesc pentru copiii din această biserică. I pray you will breathe your Holy Spirit. Mă rog să lași Duhul Tău cel Sfânt over this church. Peste această biserică. And everywhere their foot trod, Lord. Și oriunde pășește talpa piciorului lor. It will be a blessing. Vor fi o binecuvântare. Whatever their needs may be. Oricare ar fi nevoile lor. I pray God. Mă rog, Doamne. That their needs will be met. Ca nevoile lor să fie împlinite. Holy Spirit. Duhul Sfânt. I thank you for the pastors in this church. Îți mulțumesc pentru pastorii din această biserică. Binecuvintează-i. May you anoint them. Fie ca ungerea ta să fie peste ei. May they lead, Lord. Fie ca ei să conducă. And may we follow as a church. Și fie ca noi să îi urmăm. And I believe great things. Și cred, Doamne, că lucruri Many mărețe. Nations will hear about this church. Multe națiuni vor auzi despre această biserică. Many countries will come to see Multe what's țări happening. Vor veni să vadă ce se petrece aici. Thank you for the new building, Lord. Îți mulțumesc pentru clădirea cea nouă, Doamne. Thank you for the new building, Lord. Îți mulțumesc pentru clădirea nouă. Thank you for the new building, Lord. Îți mulțumesc pentru clădirea nouă. Thank you for the new building, Lord. Îți mulțumesc pentru clădirea nouă. Thank you for the new building, Lord. Îți mulțumesc pentru clădirea nouă. Thank you for the new building, Lord. Îți mulțumesc pentru clădirea nouă. I speak by faith today. Rostesc prin credință. By faith today, that God, you're going to do exceedingly, abundantly, above which they can ever ask or think. Cerem, in Jesus' name, în numele lui Iisus. Amen. God bless you. God bless you.